Doresc și în dimineața aceasta, iubiții Domnului, să vă salut cu har, pace și biruință de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și vreau să spun, iubiții mei, să mulțumim Domnului, adică vreau să vă îndemn, mai bine spus, să vă îndemn în această dimineață, să-i mulțumim lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, că și El ne-a trezit și în această zi, la lumina zilei. Să-i mulțumim că suntem sănătoși, să-i mulțumim pentru binecuvântări, să-i mulțumim și pentru încercările care sunt de o clipă sau de o perioadă sau de câteva zile. Să-i mulțumim Domnului căci El ne-a ridicat și El veghează asupra căii noastre. Amin. Iubiții mei, aș vrea să împărtășim împreună din cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Și aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, din capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 11. Să rugăm pentru Bunul nostru Dumnezeu în această dimineață să ne deschidă inimile, să primim cuvântul lui ca venit direct de la El și să pe noi să ne ajute să-L punem în practică de zi cu zi. Amin. Cuvântul Domnului spune așa: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțit de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și este uscat și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și se ard și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Iubiții mei, eu am intitulat această învățătură de la Domnul, aceste cuvinte din dimineața aceasta, un cuvântul Domnului spune că Iisus este vița. Aș vrea să ne punem o întrebare și să-mi pun eu în primul rând o întrebare, că eu sunt acela care vorbesc. Deci să-mi pun eu o întrebare în această dimineață. Sunt eu o mlădiță roditoare sau sunt una uscată? Iubiții mei, să ne punem un semn de întrebare în această dimineață și să vedem dacă noi suntem o mlădiță roditoare care aducem rod înaintea lui Dumnezeu sau suntem una uscată. Să ne gândim bine că și dacă suntem o mlădiță din aia uscată, vom fi aruncați în foc. Și Dumnezeu să se îndure de noi în dimineața aceasta, să ne facă ca toți să fim roditori și Dumnezeu să fie binecuvântat în toată lucrarea Lui. Amin. Voi începe din nou citirea cuvântului de la versetul 1. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță pe care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Aș vrea, iubiții mei, să citesc un cuvânt din cartea Matei. Matei 15 cu versetul 3. Matei 15 cu versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Drept răspuns, El a zis: Dar voi, deși calcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre, și vă întrebați acum ce legătură are mlădița cu
cuvântul care spune că deci, călcăm porunca lui Dumnezeu în folosul datinii noastre. De ce, iubiții mei, spune a dat această trimitere în la acest verset? Pentru că noi de multe ori, în loc să ne gândim la Hristos și să fim în Hristos, desființăm porunca lui Dumnezeu și ținem datini, tradiții date de oameni. De aceea Domnul spune în acest verset, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. De ce cauză, iubiții mei? Pentru că de multe ori facem lucrul acesta, am venit la Hristos, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, dar ne place să ținem tradițiile noastre și ne dăm învățături, desfințăm porunca lui Dumnezeu în folosul nostru. De aceea spune că orice mlădiță care n-aduce rod, el o taie. Dar pe mlădițele care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Amin. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim mlădiți în acele care aduce rod și Dumnezeu să fie slăvit. Mai departe, Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 spune așa: Cum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, acum voi sunteți curați. Deci noi suntem curați din pricina cuvântului lui Dumnezeu care ne l-a spus. Haideți să citesc un cuvânt tot din Evanghelia lui Ioan, capitolul 17 cu versetul 17. Spune așa: Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Iubiții mei, noi suntem curați prin cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Da, deci dacă îl ținem cu adevărat, iubiții mei, și să facă Dumnezeu să ne ajute ca să ținem cuvântul lui Dumnezeu așa cum El l-a lăsat și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui, ca să nu mai schimbăm cuvântul lui Dumnezeu după cum ne cade nouă bine, să fim din aceia care aducem rod. În Efeseni, în capitolul 5, cu versetul 26, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Ea să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin cuvânt. Deci pe cine? Pe viță, pe noi care suntem, care facem parte din viața lui Dumnezeu, pe noi care suntem mlădițele, spune, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, iubiții mei, ca să fim curați înaintea lui Dumnezeu, să fim din acele mlădițe care ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și stăm în vie și suntem mlădițe care aduc rod înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. În 1 Ioan, nu, mă iertați, în 1 Petru, 1 cu 22, deci 1 Petru, 1 cu 22, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Amin. Iubiții mei, mai departe, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4, spune așa: Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa și nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Iubiții mei, în Coloseni, în capitolul 1, Coloseni, capitolul 1, cu 23, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: Negreșit dacă rămâneți și numai și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăită oricărei făpturi de sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Iubiții mei, deci dacă rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, care fără să ne abatem, în cuvântul care am auzit, care a fost propovăduit, deci vom aduce rod și Dumnezeu să fie binecuvântat în toată lucrarea Lui. Iubiții mei, în 1 Ioan, mergem din nou în 1 Ioan, de data aceasta în capitolul 2 cu versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Cine zice că rămâne în el,
trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Iubiții mei, dacă suntem sădiți în vie, dacă suntem sădiți în Hristos, noi suntem mlădițe, haideți să trăim cum a trăit și noi, dacă spunem că suntem în El, să trăim și noi cum a trăit Domnul. Și Dumnezeu să fie slăvit în această zi. Eu sunt vița, mai departe Cuvântul Dumnezeu spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțit de mine nu puteți face nimic. Iubiții mei, iată Cuvântul Dumnezeu ne vorbește destul de clar că despărțit de Dumnezeu nu vom putea face niciodată nimica. Deci ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem în El și în Cuvântul Lui. Și Dumnezeu să fie slăvit. Voi da o citire din Osea, din capitolul 14, cu versetul 8, care spune așa: ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi, voi fi pentru el ca un tiparos verde, de la mine îți voi primi rodul. Iubiții mei, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, deci să rămânem în El. Și de aceea Dumnezeu spune, vorbește, ca să nu mai avem treabă cu idolii, căci am băgat idolii neamurilor în adunări, iubiții mei. Să facă Bunul Dumnezeu ca să-i scoatem, nu să vină cineva să ne scoată, deci noi să-i scoatem din inimile noastre și să umblăm după Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. În Filipeni, în capitolul 1, cu versetul 11, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: plin de rodul neprihănire prin Iisus spre slava și lauda Lui. Deci, cum am spus, Hristos dacă este vița și noi suntem rădițele, deși în Hristos o fim plin de rod neprihănire prin Hristos spre slava și lauda Lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. În Filipeni, în capitolul 4, cu versetul 13, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa: pot totul în Hristos care mă întărește. Iubiții mei, aș vrea ca noi în această dimineață să fim întăriți în Cuvântul lui Dumnezeu, căci despărțiți de El nu putem face nimic. Deci, cum spune Filipeni, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă tu nu te bazezi pe puterea lui Dumnezeu și pe puterea ta, nu vei putea face nimic. Nu vei putea aduce rod, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune că despărțiți de El nu putem face nimica și Domnul să fie slăvit și să facă ca să înțelegem, să fim în El, să fim rădiți și să fim sădiți bine și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Mai departe, Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, spune așa: dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Iubiții mei, dacă nu rămânem în Dumnezeu, suntem aruncați afară ca mlădițele neroditoare, ca mlădițele care nu aduc roși se usucă și mlădițele uscate sunt aruncate în foc, iubiții mei. Aș vrea să citesc un cuvânt din Matei, din capitolul 3, cu versetul 10. Și Cuvântul Dumnezeu spune așa: iată că secera și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Iubiții mei, vedeți că Cuvântul Dumnezeu ne învață că Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, ne socotește unele locuri ca și vie, că El este via și noi suntem rădițele. În alte locuri ne spune că suntem pomi. Deci Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în multe feluri, dar noi nu înțelegem și nu vrem ca să aducem rod. Tot în Evanghelia, în Matei, în capitolul 7, cu versetul 19, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Iubiții mei, cum am vorbit la început și am pus întrebarea aceasta: sunt eu o mlădiță roditoare sau sunt una uscată? Sunt eu un pom roditor sau sunt un uscat? Iubiții mei, aș vrea să ne punem niște semne de întrebare în dimineața aceasta și să fim din aceia care aducem rod și Dumnezeu să fie binecuvântat în toată lucrarea Lui. Versetul 7 mai departe spune așa: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Versetul
În versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu așa spune: Nu voi m-a ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți, să aduceți rod și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Amin. Voi citi și din capitolul 14, versetul 13 și 14, care spune așa: Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Iubiții mei, deci dacă noi suntem în Hristos, deci avem nădejde și asta și avem îndrăzneala acesta pentru a cere, dar să cerem lucruri după voia Lui și Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Aș vrea să merg și citesc un alt cuvânt din Filipeni, din capitolul 1 cu versetul 11, spune așa: Plin de rodul neprihănirii prin Iisus Hristos pe slava și lauda Lui. Am mai citit versetul acesta odată, dar este bine să-l mai citim dacă Dumnezeu ne l-a rânduit aici. Și în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 8 cu versetul 31, capitolul 8 cu versetul 31 spune așa: Și a zis iudeilor care crezuse în el: Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Și în capitolul 13 cu versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii față de alții. Doamne, asta ne lipsește foarte mult. Și te rugăm în dimineața aceasta ca să Tu să faci o legătură strânsă între noi, să ne legem pâinile dragoste și să torni dragoste între frați și Dumnezeu să fie slăvit. Versetul 9 mai departe spune așa: Cum v-am iubit, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Capitolul 14 cu versetul 15 spune așa: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iubiții mei, nu este atât de greu ca să păzim poruncile lui Dumnezeu. Grele le facem noi pentru că ne place să trăim așa în lumea aceasta. Ne place să fim și cu lumea și cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate. Cu Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Ori îi dăm totul, ori nimic. Iubiții mei, să facem ca în această zi să fim mlădiți în acele roditoare și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Versetul 11 spune așa: V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Amin. Iubiții mei, aș vrea ca în dimineața aceasta să ne gândim foarte mult la Bunul nostru Dumnezeu, la Domnul nostru Iisus Hristos, care El a venit și ca jertfă pentru păcatele noastre, să nu mai călcăm această jertfă în picioare și să fim cu adevărat, să fim mlădițe, sădiți în Hristos, să fim o mlădiță roditoare, ca să aducem rod, ca să proslăvim pe Domnul nostru care a venit, ca să ne dea mântuire în dar, fără ca noi să plătim nimica. El a venit și El a murit la Golgata pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. De aceea, iubiții mei, în dimineața aceasta vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să păzim poruncile Lui, că nu sunt grele, și să lăsăm tradițiile, să lăsăm obiceiurile, să lăsăm lumea și să fim din aceia care aducem rod și rodul nostru să se vadă. Amin. Vă binecuvântez în numele Domnului nostru Iisus Hristos și doresc ca aceste cuvinte să fie roditoare și să fim din aceea, nu ascultătorii tuci, ci din aceea împlinitori ai cuvântului. Amin.